Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor Tăi, dă-ne, Te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Ucenice, Părinte Paruc și Decan, Sebastian, sfințiile voastre, cucernici părinți, dragi ministranți, dragi copii, adolescenți și tineri, iubiți credincioși, prezenți în Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Iisus din Roma și toți cei care sunteți în legătură, în comuniune directă cu noi, prin Ercis Media și prin Maria TV. Începem cea de-a treia cateheză programată pentru timpul sfânt al postului mare în anul dedicat speranței și în pregătirea noastră pentru marea și frumoasă sărbătoare a Paștelui. Și începem cateheza cu o lectură din Sfânta Scriptură, mai exact din prima scrisoare a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Așa că rugăm credinciosul sau care s-a pregătit să citească această lectură, pe care vă rog să o urmăriți, să o ascultăm toți cu atenție, pentru că fac referință la ea în primul punct din cateheza care urmează îndată. Lectură din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Așa cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși sunt multe, formează un singur trup, tot la fel și Hristos. Căci noi toți am fost botezați într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, și toți am fost adăpați într-un singur Duh. Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup, oare pentru aceasta nu este din trup? Și dacă urechea ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup, oare pentru aceasta nu este din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Și dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum însă Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare dintre ele, așa cum a voit. Deci, dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Însă acum, deși sunt multe mădulare, există un singur trup. Ochiul nu poate să spună mâinii, nu am nevoie de tine. Și nici capul nu poate să spună picioarelor, nu am nevoie de voi. Ba, cu mult mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt mai necesare. Și cele pe care le considerăm că ar fi mai puțin demne pentru trup, le îmbrăcăm cu mai multă cinste. Și cele ale noastre de care ne rușinăm sunt tratate cu mai multă cuvință. În timp ce cele cuvincioase ale noastre nu au nevoie. Dar Dumnezeu a alcătuit astfel trupul încât dă cinste mai mare celor care duc lipsă de ea, ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească la fel unele de altele. Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Iar dacă este cinstit un mădular, toate se bucură cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte.
Și cei pe care Dumnezeu i-a pus în biserică sunt mai întâi apostolii, în al doilea rând profeții, în al treilea rând învățătorii, apoi cei care au puterea minunilor, apoi carisma vindecărilor, a ajutorării, a conducerii, a limbilor diferite. Oare sunt toți apostoli? Oare toți sunt profeți? Oare toți învățători? Oare au toți puterea minunilor? Oare au toți carisma vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți interpretează? Voi însă căutați darurile cele mai bune și eu vă voi arăta o cale și mai minunată. Cuvântul Domnului. Suntem în timpul sfânt al postului mare, să nu uităm acest lucru. Calea postului mare ne conduce tot mai aproape de Hristos. Catehezele pe care le-am făcut, primele două, la Bacău și apoi la Onești, în aceste catehieze ne-am ațintit privirea tocmai asupra chipului lui Hristos. Ca într-o oglindă am contemplat în Hristos gloria lui Dumnezeu, cei care ați urmărit catehezele anterioare. Deci atenția a fost îndreptată spre Hristos. Suntem acum la a treia cateheză și de data aceasta vă invit să privim la noi înșine. Sigur, în lumina lui Hristos. De la privirea țintită asupra lui Hristos, să mutăm așadar atenția asupra trupului său mistic. Și o să vă explic ce înseamnă aceasta. Și ați auzit în lectură. Este o atenție care poate să deschidă un spațiu de reflecție atât la nivel individual, cât și la nivel comunitar. Deci privim la noi înșine în lumina lui Hristos și în același timp privim la cei din jurul nostru care alcătuim trupul mistic al lui Hristos. El este capul, noi suntem restul trupului, membrele acestui trup. Așa cum ne-a promis, Hristos este prezent în noi și în fiecare persoană pe care o întâlnim. Vă invit în seara aceasta să recunoaștem modul în care fiecare dintre noi este un mădular însemnat în trupul mistic al lui Hristos, adică în biserică. Că noi formăm biserica, cei botezați, noi formăm trupul lui Hristos. Catehiza va cuprinde trei puncte. Primul, toți am fost botezați într-un singur Duh. Al doilea punct, suntem membre ale trupului lui Hristos. Și al treilea, cu aplicare practică la viața noastră de credință, toți suntem în slujba speranței, anul speranței. Primul punct. Toți am fost botezați într-un singur Duh. Și aici vom face referință la textul biblic pe care l-am ascultat, lectura din prima scrisoare a Sfântului Apostol Paul către Corinteni, capitolul 12. Auzim deseori spunându-se că o imagine vorbește mai mult decât 1000 de cuvinte. Și este adevărat. Așa cum un picior este în trupul nostru și nu poate să fie rupt separat de restul,
El formează împreună cu celelalte membre un tot unitar. Dar așa cum un pictor folosește mai multe culori pentru a reda armonia și frumusețea unică a unui tablou, cum vedem și aici, avem atâtea tablouri în biserică, atâtea icoane. Pictorul a folosit mai multe culori pentru a reda armonia și frumusețea unică a tabloului, a icoanei. Ei, la fel este și în cazul imaginii prezentate de Sfântul Paul în lectura pe care am ascultat-o. Avem în această lectură învățătura despre trupul mistic al lui Hristos. Și aș dori să reiau doar aceste cuvinte din lectură. Așa cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși sunt multe, formează un singur trup, tot la fel și Hristos. Căci noi toți am fost botezați într-un singur duh, spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, și toți am fost adăpați într-un singur duh. Ei, această alegorie, voi ați învățat la școală cu pe ce înseamnă alegorie, această alegorie a trupului și mădularelor, folosită de Sfântul Apostol Paul, cuprinde învățături armonios țesute. Este asemenea unei pânze ce redă frumusețea trupului lui Hristos. Parcă pictează în acest mod Sfântul Paul trupul mistic al lui Hristos, din care facem parte și noi și toți cei botezați. Și ce face această pânză să fie atât de prețioasă? De ce este înfățișată înaintea ochilor noștri? Cum poate să ne prezinte învățături semnificative pentru viața noastră de credință? Când spunem că biserica este trupul mistic al lui Hristos, ne referim direct la trupul său mistic, la faptul că fiecare botezat este un element constitutiv, un membru pentru celălalt. Aceasta înseamnă că fiecare îl simte pe celălalt așa cum eu simt toate părțile corpului meu. Această simțire face parte din structura mea ca om. Toate sunt în relație. Vedeți, când ne înțepăm la un deget, simțim în tot trupul nostru, fie că e vârful piciorului, fie că e degetul de la mână. Toate sunt în armonie în trupul nostru. Toate sunt în relație, formează o comuniune unică. Este o capodoperă a creației, a creației lui Dumnezeu. Ajungem în felul acesta să spunem că Dumnezeu a făcut cu noi oamenii coroana creației sale. Pentru că nimic nu este mai frumos, mai desăvârșit în universul creat, vizibil, decât omul. Este o complexitate extraordinară. Dar ce anume face ca această coroană a creației, trupul nostru, să fie așa de prețioasă? Să vedem acest lucru privind în oglindă. Dacă am îndepărtat relația și comuniunea din trupul nostru, ce am vedea? Izolare, dezolare, moarte. Am înțeles într-o clipă că una din nevoile noastre de bază este nevoia de comunicare. Face parte din structura noastră. În Fiul suntem fii și fiecare este un membru. Suntem împărtași la aceeași viață împreună cu ceilalți. Ne alimentăm cu toții din același izvor al vieții și al harului. Izvorul vieții și al harului este Hristos. El este capul, noi suntem membrele acestui trup numit mistic, biserica. Dacă nu avem această legătură între noi cu Hristos,
Deci legătura cu Hristos și de aici legătura dintre noi, atunci nu avem viață în noi, ci egoism. Și v-am vorbit la predica de la Sfânta Liturghie ce înseamnă egoismul. Egoismul și separare sunt acelea care aduc suferința și în cele din urmă conduc la uscăciune și la moarte. Învățătura despre apartenența noastră la trupul lui Hristos este fundamentală. Și de ce este atât de importantă? Pentru că nu exprimă o simplă apartenență sau legătură. Nu este doar o asociere cu trupul, cu scopul de a avea un anume, un nume, o identitate sau cu misiunea de a ne recunoaște și de a ne ajuta. Este mult mai mult. Apartenența noastră la trupul lui Hristos este mistică, tainică. O parte a corpului, dacă este separată, nu are viață. Dacă tăiem un deget, nu mai are viață. O mână, un picior, ferească Dumnezeu, când au loc accidente. O parte a corpului, dacă este separată, nu are viață. La fel este și cu omul care se rupe de Hristos. El este capul, viața noastră. La fel este deci cu omul care nu face parte din trupul mistic al lui Hristos. Și suntem înserați în acest trup mistic al lui Hristos prin botezul pe care l-am primit. Dacă nu îi aparține lui Hristos, se usucă și nu are viața Harului în el. Nu îl are pe Duhul Sfânt, moare pentru că nu este în comuniune cu Hristos. Ce frumos ne vorbește Iisus în Evanghelie despre viță și mlădițele. Dacă vița e tăiată, mlădița este tăiată de viță, aceasta se usucă, este aruncată și arde. Viața este prezentă în noi când suntem în comuniune cu Hristos, când suntem în relație, în comuniune și cu ceilalți care fac parte din trupul lui Hristos. Doar așa putem face parte din trupul mistic al lui Hristos, biserica. Și de unde știm că suntem o biserică vie și frumoasă? Să privim la biserica noastră locală, dieceza de Iași. Este o biserică locală care face parte din biserica universală. Un singur cap, Hristos nevăzut, capul nevăzut, capul văzut, papă de la Roma, urmașul lui Petru. Să privim la biserica noastră locală, dieceza de Iași. Este frumoasă și va rămâne frumoasă doar atâta vreme cât ne vom trăi credința și vom fi în comuniune unii cu alții. În momentul în care i-am neglijat pe unii, în momentul în care ne-am separat de alții, nu am avea grijă de cei care în special suferă, știți ce s-ar întâmpla? Am vedea imediat cum viața și frumusețea din biserica noastră locală va începe să fie umbrită de diviziune, de separare, de suferință. Ferească Dumnezeu! Nu dorim acest lucru. Am constatat inevitabil că relația și comuniunea dintre noi și cu Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care trebuie să fie baza existenței noastre, au dispărut spre nefericirea noastră. Și din acest motiv trebuie să avem mare grijă. Este foarte importantă comuniunea cu Hristos și pornind de la ea comuniunea dintre noi. Ce mai ales comuniunea, să vedem în punctele următoare, cu cei care sunt bolnavi, săraci, singuri, marginalizați și așa mai departe. Punctul al doilea. Suntem membri ale trupului lui Hristos. Aici voi face referire la scrisoarea pastorală pe care ați primit-o, cred, aproape toți sau chiar toți, împreună pe calea speranței. Imaginea cu trupul nostru și mădularele lui care formează un tot unitar
ne ajută să pătrundem mai bine semnificația trupului mistic al lui Hristos, biserica. Că așa ați văzut și Sfântul Paul. Pornește de la trupul nostru al omului și explică, ați văzut frumos, pe înțelesul fiecăruia, și apoi trece la trupul mistic al lui Hristos, spunând că El este capul, noi suntem mădularele. Și această imagine a trupului cu mădularele lui, care formează un tot, ne ajută să pătrundem mai bine, spuneam, semnificația trupului mistic al lui Hristos, biserica, și să înțelegem valoarea apartenenței noastre la acest trup. E o mare demnitate pentru noi să facem parte din trupul lui Hristos, prin botezul pe care l-am primit. Hristos, repet, este capul, noi suntem mădularele. Doresc să subliniez aici un paragraf din scrisoarea pastorală, partea spre final, acolo unde tratez, cei care v-ați uitat, punctul 3, laboratoarele speranței, toate parohiile noastre sunt ca niște laboratoare și laboratorul este locul unde se lucrează, pentru că noi trebuie să lucrăm, să arătăm în fapte credința noastră, în diferite feluri și am specificat, vă rog să vă mai uitați în această broșură, mai ales în partea a treia, ca să faceți legătură și cu catehezele pe care le țin în diferite locuri din dieceză. Aici, în partea a treia, la, dacă vreți, și pagina 33, între altele spuneam așa, din totdeauna speranța a generat în biserică mari inițiative de caritate și de solidaritate. Inițiative. Deci lucruri concrete de caritate, de practicarea iubirii și de solidaritate cu cei care suferă, cu cei marginalizați, cu cei care au nevoie de ajutorul nostru. Atunci când iubirea lui Hristos se naște și se dezvoltă în inimi, deci totul pornește de la iubire, ea face loc unei libertăți capabile să împărtășească, să ofere, să împartă cu bucurie, asemenea lui Hristos. Și am mai spus aici, destinatarii privilegiați ai acestui dar au fost mereu cei slabi și lipsiți, care ocupă primul loc în inima lui Hristos, dar și a discipolilor săi. Și noi suntem discipolii lui. Mă bucur să reiau aceste cuvinte aici, la Roman, și vă invit să apreciem aici, în această parte a bisericii noastre locale, la Roman, modul în care este activă caritatea, solidaritatea. Viața, iubiți credincioși, este dar, viața este comuniune, viața este împărtășire. Diversitatea darurilor și carismelor ne este dăruită pentru a o exprima în unitate și egalitate. Ați auzit și în lectura pe care biblică, cum explică Sfântul Paul în biserică, nu toți sunt apostoli, nu toți sunt profeți, dar fiecare are rolul său. Diversitate în unitate. Exact așa cum este într-un trup, diversitatea este foarte importantă. Ochiul are rolul lui, mâna are rolul ei, piciorul rolul ei și așa mai departe. Este condiția necesară pentru a putea exista. Este minunat faptul că suntem diferiți unii de alții, că dacă am fi toți la fel, numai la îmbrăcăminte să ne gândim, dacă toți am fi îmbrăcați la fel, ne plictisim. Asta e ceva foarte simplu ce vă spun, dar diversitate dintre noi. Trebuie să o vedem în unitate. Totodată vreau să mai spun că este fundamental să înțelegem că avem toți aceeași demnitate, demnitatea de om, demnitatea de fiu al lui Dumnezeu. Toți avem aceeași demnitate și că avem accesul la aceleași posibilități care ne permit să trăim și ne completăm unii pe alții. Trebuie să realizăm unitatea în diversitate. Desigur, avem aceleași posibilități pentru a fi diferiți, pentru ca fiecare să fie el însuși, dar nu ar fi, dacă nu ar fi așa, ar apărea imediat
delirul acel al supremației unuia asupra celuilalt. Reducerea tuturor la unul, dictatura, distrugerea comuniunii. Acesta este delirul celui care nu-L mai vede pe Hristos, nu mai primește harul Duhului Sfânt, nici nu se recunoaște ca fiul al Tatălui Ceresc. Ce am spus și la predica de la Sfânta Liturghie. Este un adevărat pericol această boală, această rupere de Hristos, de Dumnezeu, de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este un adevărat pericol această boală, deoarece duce la înlocuirea lui Dumnezeu cu omul, la beția puterii, la înlocuirea diversității din trup cu pretenția egoismului și a aroganței. Comuniunea aceasta în diversitate este darul lui Hristos făcut nouă oamenilor, tuturor, fără excepție. Unitatea din biserica noastră locală presupune comuniune, o comuniune susținută de diversitatea dintre noi. Unitatea și diversitatea se completează reciproc într-un singur trup, care este Hristos. Citim în Ioan 1:3, toate au luat ființă prin El și fără El nu a luat ființă nimic din ceea ce există. Iar noi toți suntem în Hristos ceea ce suntem, adică membre ale trupului Său. El capul, noi membrele trupului. Și în trupul acesta trebuie să fie armonie, unitate. De aceea, raportare mereu la Hristos și pornind de aici, între noi, cei care formăm trupul lui Hristos, să prețuim acest dar unic făcut fiecăruia dintre noi. Și acum trec la punctul al treilea, care este, putem spune, o aplicare la viața noastră de credință. Punctul practic. Suntem toți în slujba speranței. Cateheza aceasta ne oferă posibilitatea de a vedea încă o dată realitatea în care ne aflăm. Care e realitatea aceasta? În aceste timpuri de criză prelungită, în această situație suntem tot mai multe persoane nevoiașe. Sunt și crește parcă numărul lor, persoane care suferă din cauza lipsei locurilor de muncă, a sărăciei, a singurătății, a bolii. De cele mai multe ori aceste persoane nu strigă după ajutor, ci trăiesc la limită, motiv pentru care riscăm să ne obișnuim să auzim vorbindu-se despre criză, despre sărăcie, dar fără a deschide ochii și a individualiza, a vedea concret problemele celor care conviețuiesc alături de noi. Iată de ce este important să rămânem de veghe, să deschidem urechile noastre pentru a auzi strigătul de ajutor, să ținem ochii noștri deschiși pentru a vedea necesitățile fraților noștri și a-i ajuta, a practica iubirea, caritatea, pe măsura posibilităților fiecare. Deci, vedeți, în timpul postului este și un aspect doar cu cutia speranței, ca să ne gândim la cei care formăm trupul lui Hristos, chiar dacă nu sunt din dieceza noastră, țările de misiuni, copiii care sunt ajutați de acolo, din bănuțul nostru și de la voi copii și de la adolescenți, de la cei mari, adunat acolo, de la puțin, de la mult, se face mult. Și ați putut urmări de multe reportaje cu situația copiilor din Africa, de exemplu, unde avem noi activitate misionară. Este un aspect, dar sunt la noi atâția săraci, atâția oameni lipsiți, atâția oameni care trăiesc în singurătate, care au nevoie de un cuvânt de mângâiere, au nevoie de un telefon, de o vizită, de un ajutor concret pe care să-l dăm. Acesta este mesajul pe care doresc să-l transmit în seara aceasta. Proiectele noastre pastorale din dieceza de Iași nu pot avea nicio relevanță dacă nu vom învăța să stăm cu toții în aceeași barcă, în sensul de a înțelege mai bine momentele dificile prin care trec semenii noștri
și a interveni, a nu sta pasiv, ci activ, a practica credința. Asta în aceeași barcă înseamnă a fi primii care întind o mână de ajutor și a promova deschiderea spre ceilalți, precum și spiritul de colaborare, de comuniune, de solidaritate. Aceasta doresc să repropun din toată inima în timpul sfânt al postului mare. Aș spune eu o cultură a comuniunii, o cultură a solidarității, o cultură a ochilor deschiși, a mânecelor suflecate, o cultură a iubirii, o cultură a speranței. Momentele de împărtășire, voluntariatul, valorizarea asociațiilor de laici, caritatea, promovarea cărții numită DOCAT, care este o carte care cuprinde învățătura despre viața socială a oamenilor și altor mijloace moderne de catehizare, angajamentul civic, sunt atâtea inițiative care ar putea și ar trebui dezvoltate în aceste timpuri de criză prelungită. Și găsiți detalii în scrisoarea pastorală de care am amintit și la care am făcut și fac mereu referință. Organizarea fizic sau online a unor momente de împărtășire a experiențelor și trăirilor, de exemplu, poate contribui la găsirea unor soluții concrete de implicare pe plan local în fiecare parohie. Învățătura creștină trebuie mereu să fie tradusă în viață, pentru că fără fapte credința este moartă. N-ajunge să cunoaștem, să știm ce frumos a vorbit Iisus despre caritate, ce cuvinte frumoase a rostit El despre cutare sau cutare lucru. N-ajunge numai să auzim, să cunoaștem, trebuie să trecem concret la fapte. Așa încât atunci, am mai spus-o în alte împrejurări, când la finalul liturghiei, Părintele spune, liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, vrea să ne spună, mergeți și puneți în practică ceea ce ați auzit și ați trăit aici în casa Domnului, că altfel credința rămâne moartă. Credința fără fapte este moartă. Învățătura creștină trebuie să fie mereu tradusă în viață, exprimată, împărtășită. Să ne amintim în acest sens de alegoria trupului mistic. Unitate în diversitate. Unitatea în diversitate se exprimă prin valorizarea darurilor și a carismelor concretizate în forme de slujire la nivel individual sau la nivel asociativ. Și doresc să închei cu acest îndemn adresat preoților, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor din biserică și cei care mă urmăriți. Să facem tot posibilul pentru a potența activitatea caritabilă, a o face simțită, concretă, activitatea caritabilă, chiar și prin crearea unor structuri permanente, cum ar fi caritasurile parohiale, centrele de educație și cultură, oratoriile, asociații de laici. Și avem și aici la Roma și în dieceza noastră, Asociația Sfântul Vincențiu de Paul, Familia și Viața, Colping, etc., etc. Aceste lucruri ne vor ajuta să experimentăm și mai mult realitatea de a fi trupul mistic al lui Hristos, biserica, adică o comunitate de frați, în care este trăită concret iubirea, esența Evangheliei. Și închei cu un exemplu, ca să fie și o pildă, un exemplu, e vorba despre o femeie care iese din casă și vede trei bătrâni cu barbă albă, stând în fața casei. Nu-i mai cunoscuse până atunci, dar văzându-i supărați, îi invită în casă să mănânce, să mănânce ceva, să servească, să le dea ceva de băut. Nu putem intra toți în casă, au răspuns toți trei în cor. Și femeia spune, cum așa? Unul dintre bătrâni i-a explicat, eu mă numesc Bunătate, el se numește Succes, iar celălalt se numește Iubire.
Acum du-te și întreabă-l pe bărbatul tău, du-te în casă și întreabă-l pe bărbatul tău care din noi să intre în casă. Femeia a intrat în casă și a povestit soțului. Soțul i-a răspuns, ce bine, în cazul acesta invită-l numai decât pe cel care se numește bunăstare. Să nu ne mai lipsească nimic în casa noastră, să avem de toate. Dar soția n-a fost de acord și i-a spus, de ce să nu invităm pe cel care se numește succes? Am avea trecere peste tot și oriunde am merge, vom avea mereu ușile deschise. Și fiul lor, un băiețel de vreo 6 anișori, îi asculta cu atenție dintr-un colț al casei. Și la un moment dat le spune părinților, n-ar fi mai bine să invităm în casă pe cel care se numește iubire? Casa noastră ar fi atunci plină de iubire. Voi nu o să vă mai certați între voi. Ați avea timp și pentru mine. Să vă ocupați o leacă și de mine. Și în loc de jucării, mi-ați aduce frățiori și surioare. Atunci soția a spus, dacă noi tot nu suntem de acord, îi spune soțului, hai să ne ghidăm după sfatul fiului nostru. Bine, a răspuns soțul, du-te afară și invită-l pe cel care se numește iubire să intre el, să ne fie oaspete în casă. Femeia a ieșit afară și a întrebat, hei, care dintre voi spuneați că se numește iubire? Pe el am căzut de acord cu soțul meu și cu copilul, îl invităm să intre în casă. Iubirea pornește spre casă. Odată cu cel care se numea iubire, pornesc în urma lui și ceilalți doi. Surprinsă, femeia spune, păi l-am invitat doar pe cel care se numește iubire. Cum deveniți și voi cu el acum? Cei trei bătrâni au răspuns, dacă l-ai fi invitat pe cel care era bunăstare, care este bunăstare, sau pe cel care este succes, ceilalți ar fi rămas afară. Dar de vreme ce l-ai invitat pe cel care este iubire, unde merge iubirea, mergem și noi. Să nu uităm niciodată, unde este iubire, acolo există și bunăstare, și succes, și bucurie, și liniște, și pace, și toate. De aceea spunem că iubirea este esența Evangheliei, esența creștinismului. Și n-ajungem numai să cunoaștem acest lucru, cum v-am explicat în cateheza de astăzi, ci concret să trecem la fapte. Acolo unde este totul, pentru că unde este iubire, acolo este Dumnezeu. Și unde este Dumnezeu, acolo este bucurie adevărată, pace și fericire. Am încheiat acum această expunere a catehezei, urmează câteva momente de liniște pe un fond, văd o chitară acolo, sau mai multe, două chitări, pe un fond muzical, să medităm puțin, câteva minute, două, trei, patru minute, asupra ceea ce am auzit în seara aceasta, și la liturghie, la predica de la liturghie și la această cateheză, și apoi vom asculta mărturiile dumneavoastră.
Îi mulțumim preasfințitului pentru catecheza ținută, în care ne-a amintit cât de importantă este legătura dintre noi ca oameni de credință, dar și oameni, sperăm, de bună credință. În cele ce urmează, două persoane din comunitatea noastră vor prezenta o expunere, sigur, și cu aspecte particulare din viața proprie, dar în care se regăsesc cu siguranță aceste idei din scrisoarea pastorală a Preasfințitului și din tematica specială a zilei de astăzi. Nu adaug nimic catehezei Preasfințitului, spun doar că și noi suntem implicați în astfel de lucruri și la nivelul particular, fiecare prin serviciul lui sau prin generozitatea lui sau prin inițiativele la nivel parohial. Ne-a reamintit Preasfințitul că, deși fiind în aceeași barcă, prima dată trebuie să avem grijă de veriga slabă. Dăm de multe ori șanse celor care au șanse. Adăugăm oportunități celor care deja au oportunități. Și Evanghelia și Preasfințitul ne reamintesc că primii care trebuie să fie în acțiunea și în mintea noastră sunt ultimii, cei săraci, verigele slabe. Lăudat să fie Iisus Hristos! Stimate și preasfințite episcop Iosif, stimate părinte paroh, stimați confrați preoți în credința lui Hristos, stimați credincioși ai parohiei Sfânta Tereza din Roman, stimați credincioși de pretutindeni, intervenția mea din această seară este vis-a-vis de suferința umană. Se spune din vechime că Dumnezeu ne-a făcut chipul, iar noi, unul, fiecare, i-am pus zâmbetul. Dumnezeu ne-a mai lăsat ceva valoros, Biblia, cartea de căpătâia omenirii. Biblia este de departe una din marile cărți ale umanității, care are același mesaj benefic pentru omenire, un mesaj salvific. În cursul formării mele umane și intelectuale, m-am aflat aproape de biserică. Treptat, am început să rețin niște cuvinte noi. Speranță, prietenie, pace, repere creștine, inteligența inimii și a gândului, gândul smerit și altele. Greu de înțeles cu o minte de copil sau chiar de adolescent. În scurgerea lentă a timpului, balsamul și învățătura necesare cugetului, dornic de perfecțiune, ne-au pus sau ne-au dat răspunsuri la întrebările și aspirațiile fundamentale ale omului, cum ar fi sensul vieții înaintea suferinței și a morții, dilema asupra căilor mântuirii, dorința firească de desăvârșirea sufletului omenesc și multe altele. Când eram copil, vedeam doar frumosul. Când am devenit adolescentă, am descoperit natura, dorința de a fi liberă. Dar când am depășit pragul cunoașterii și a căutărilor, lumea era schimbată. Abia atunci am văzut fața reală a lumii, cu multitudinea de probleme umane, sociale, economice, familiale, etc. Viața este un mare dar, cu majuscule, cel mai frumos dar oferit de Dumnezeu oamenilor. Dacă ai norocul să te naști pe un pământ roditor, viața ta este un miracol. Dacă întâlnești persoana potrivită, aceasta îți va marca destinul. Dacă te avânți în lumea mare, vei observa zbuciumul general pentru a fi sau a avea. Problemele umane au fost aceleași în toate timpurile. Aparent au îmbrăcat haine noi.
Decorul poate deveni ușor cenușiu. Pe tot acest drum al căutărilor, oamenii l-au descoperit pe Dumnezeu, pe Salvatorul Lumii, Iisus Hristos. Și din acest punct începe actul mântuirii. Cuvântul întrupat s-a făcut asemenea oamenilor pentru a-i salva. Treptat am înțeles cu toții că frumusețea credinței pe care o trăim nu s-a obținut decât cu prețul sacrificiului, a muncii, a sacrificiului fiecărui om de oriunde. Comuniunea dintre oameni a făcut posibilă existența noastră pe acest pământ. S-au ridicat bariere, s-au sfârmat ziduri, s-au făcut lanțuri și zăvoare, s-au măcinat fortărețe și altele. După experiențele sângeroase, cu toții am înțeles că suferința umană este cea mai grea. Iisus Hristos ne-a arătat că putem înfrunta toate greutățile și dificultățile vieții doar prin credință. Oamenii din timpurile actuale înțeleg mai ușor tot parcursul bisericii, pentru că sunt dovezi, mărturii, evocări și așa mai departe. Din când în când apare în lumea de azi, apar fenomene ciudate, care strică o ordine deja obținută, cum ar fi o boală sau o pandemie. Doar solidaritatea umană poate rezolva acest fenomen prin credință. Dacă unii nu înțeleg acest lucru, este și mai grav. Ne prăbușim cu toții, pierdem tot și mai ales sufletul. De mai bine de un an, toată omenirea și-a încetinit ritmul. Viața oamenilor s-a schimbat. După părerea mea, cuvântul salvator vine de la Dumnezeu. Puterea rugăciunii, încrederea oamenilor în Iisus Hristos, solidaritatea umană sunt dovezi concrete care de întoarcere pe drumul cel drept. Se pune o întrebare grea. De ce au suferit atâția oameni? De ce n-au putut fi salvați? Nimic nu este întâmplător. Omenirea a fost avertizată în multe rânduri, dar nu s-a dat importanță. Răul scăpat din lanțuri s-a împrăștiat peste tot. În final, fiecare om este pregătit un sfârșit. Trebuie să știi, să-l accepți, să-l trăiești cu demnitate. Așa se poate încheia viața trăită în lumina credinței. Am să mă întorc în timp, în viața mea. Dumnezeu m-a rânduit să fiu în preajma unor persoane dragi mie, când viața lor se apropia de final. Niciodată nu am fost pregătită să asist la evenimente dureroase. Aptitudini medicale nu aveam, dar Bunul Dumnezeu mi-a dat puterea de a înțelege strigătul durerii, a părerii de rău, pentru cele ce urmau să se întâmple. Mama mea a ajuns la o vârstă înaintată. La timpul rânduit am fost disponibilă și am putut să fiu în preajma ei. Spre final a cuprins-o o disperare, se agita, o striga prelung pe mama ei. M-am apropiat, i-am luat mâna, am mângâiat-o și i-am spus: și eu sunt mamă, iată-mă, pe care o mamă o vrei? Poate pe Maica Domnului? Pe mama mea. Am fost derutată, nu știam cum să o liniștesc. Atunci am inventat o poveste. Uite, am vorbit cu mama mare, așa îi spuneam noi bunicii. Te-a auzit și este pe drum, doar că este foarte departe, dar vine. Eu te pot însoți până la acea râpă, nu pot să trec pe margini, să trec prin marea strâmtoare. Ea este pe malul celălalt și te poate ajuta. Atunci m-a privit lung și mi-a spus: bine, fie. Atunci s-a liniștit, ne-am rugat împreună și a adormit. Mi-am dat seama că un cuvânt spus cu înțelepciune a schimbat un destin. În momentele extreme, când nu ai variante de rezolvare a problemelor, cuvintele spuse cu iubire, cu căldură, sunt de mare folos. Cum făcea Iisus? Le spunea celor pe care îi întâlnea: ridică-te, mergi, ascultă, împreună,
oferă. Împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos vom reuși să ne ridicăm la înălțimea misiunii încredințate fiecăruia dintre noi. Binecuvântată să fie Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. Mă bucur atât de mult să fim în această biserică, care nu am cunoscut-o din copilărie, dar din momentul în care ne-am căsătorit, aici a fost prima biserică și a continuat să fie încă 23 de ani și de acum cât va mai vrea Dumnezeu. Ne bucurăm să fim alături de preasfințitul nostru, alături de preoții noștri, alături de credincioșii noștri și de cei care ne ascultă prin intermediul televiziunii sau a radioului. Așadar, pentru majoritatea, cred, de aici ne cunoaște, suntem familia Balint. Nu suntem chiar toți în această seară, sunt doar 4 din cei 6 copii ai noștri. Cei 2 sunt încă la facultate. Nu au putut veni astăzi să fim împreună. Întotdeauna mi-a plăcut acest cuvânt, să fim împreună. Mi-a plăcut să mergem întotdeauna împreună, atât eu cât și soțul meu, atât în viața de familie, cât și la serviciu. Știm prea bine că trecem prin această perioadă dificilă, dar dacă vom practica această virtute a speranței, vom depăși aceasta. O vom depăși pentru că Dumnezeu este Cel care ne ajută să depășim această perioadă. Dar problema este că noi stăm prea mult și gândim prea mult și punem prea multe întrebări. De ce ni se întâmplă? De ce noi? De ce mor atâția oameni? De ce nu se face nimic? Iată că societatea vine, să zicem, cu ceva leacuri trupești, dar prea puțin se vorbește despre leacurile sufletești. Am simțit asta, cred că cel mai mult în această perioadă. Omul întotdeauna, datorită firii umane, caută vindecarea trupului, dar odată obținută această vindecare, se simte neîmplinit. Și atunci o parte dintre noi ne dăm seama că de fapt neîmplinirea vine din neîmplinirea sufletească, din faptul că nu trăim cuvântul lui Dumnezeu, din faptul că nu-L ascultăm și nu-L punem în practică. Iisus Hristos este singurul medic care poate rezolva ambele probleme, atât cea sufletească cât și cea trupească. Acum aș vrea să vă povestesc un pic din perioada aceasta de pandemie, care cu aproximativ un an în urmă a debutat la noi în țară. Eu nu eram la serviciu. Eram în concediu, departe, soțul era la serviciu. Îl întrebam mereu, auzeam doar știrile de la televizor, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Zic, ce faci, cum faci față? Noi lucrăm în domeniul sanitar, pentru cei care nu știu. Zic, cum faci față? Aud că nu sunt materiale, aud că nu sunt măști, nu sunt costume. Cum faci față? Zice, cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu atunci de departe am zis, zic, da, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar trebuie să ne ajute și ceilalți, nu? Am ajuns acasă, am început și eu serviciu, am început să mă confrunt cu aceleași probleme. La început, bineînțeles, cu o ușoară teamă, pe care am depășit-o la un moment dat și am zis, pentru că simțeam că teama asta mă paralizează, mă face să stau într-un loc, nu mă ajută. Și neajutându-mă pe mine, simțeam că nu pot să ajut nici pe cei pe care îi tratam sau pe care îi asistam. Și atunci am zis, Doamne, fă ca teama asta să dispară. N-a dispărut așa cât am bate din palme, dar în timp a dispărut. Și știți ce m-a făcut cel mai mult să înțeleg că această teamă trebuie să dispară? Un moment în care am fost depășită de o anumită situație pentru început. Mai pe scurt, eram cu o pacientă în vârstă
care era foarte dispneică, trebuia să o transportăm la spitalul de urgență Piatra Neamț. Am făcut tot ce era posibil medical, dar am văzut că ea totuși se agită. Am încercat să-i o liniștesc, să-i spun că totul va fi bine, acel slogan. După care tot eu am spus, totul va fi bine dacă vom avea încredere în Dumnezeu. La care ea zice, da, eu am încredere, dar problema mea cea mai mare este că nu pot să-mi anunț familia. Zic, de ce nu aveți un număr de telefon? Ba da, dar telefonul meu s-a stricat. Zic, o să rezolvăm și problema cu telefonul, dacă mă voi pricepe. După ce am liniștit-o, am luat telefonul. Era un telefon obișnuit cu taste. N-am realizat în primul moment. Și am început să-l butonez, mă rog, l-am deschis într-un final. Când s-a deschis ecranul, așa parcă scris în relief, în 3D, scria Dumnezeu este cu voi. O secundă am stat pe gânduri. Zic, cum, ce vrea să spun? Zic, da, hai repede să sun, că ne apropiam. Zic, hai repede să sun una din fiice. O întreb pe bătrână, zic, dumneavoastră știți de acest mesaj? Ce mesaj? Zic, uitați, Dumnezeu este cu voi. Nu, nu, dar la mine nu se poate scrie pe ecran așa ceva. Atunci am realizat că, de fapt, era telefon cu butoane. Sunăm într-un final, reușim să vorbim cu ambele fiice, la care acestea ce credeți că au putut decât să-i spună că o iubesc și că o încurajează să meargă mai departe. Am văzut pe fața acelei bătrâne acea liniște pe care numai o binecuvântare dumnezeiască o poate da. Bineînțeles că am ajuns cu bine cu ea la spital. Mi-a mulțumit de atâtea ori încât eu m-am întors cu spatele, că nu mai suportam, zic, pentru ce să mulțumească, nu am făcut nimic. Ce m-am priceput? Dar era într-adevăr mulțumirea lui Dumnezeu. Și în meseria mea și în... Și până atunci, dar de atunci mai mult. Am încercat să stau de vorbă mult mai mult cu pacienții, să-i încurajez mult mai mult, să le spun că viața noastră este în mâinile lui Dumnezeu, dacă El vrea, ne-o lasă, dacă nu, nu. Dar totul este să fim pregătiți la momentul care trebuie să o dăruim. Au fost momente în care, efectiv, spunând atâtea sfaturi, parcă mă goleam. Dar în același timp, sufletul meu se umplea de dorința de a merge mai departe, atât pentru mine, cât și pentru acești oameni aflați în suferință și pe care societatea, nu știu de ce, dar parcă îi reneagă. Ținându-i așa izolați, ținându-i în secțiile de spital, fără a putea avea acces nici măcar un membru al familiei, măcar pentru câteva momente, în ultimele momente ale vieții. Dar ce ține de noi putem face? Și pentru aceasta, într-adevăr, trebuie să mergem, cum spune Papa Francisc, în aceeași barcă, trebuie să vâslim împreună, pentru ca tot împreună să ajungem la această destinație. Aș vrea să dau cuvântul și soțului meu un pic. Meseria noastră nu putem noi să vindecăm. Noi suntem instrumente în mâinile lui Dumnezeu. Uneori oamenii așteaptă minuni de la noi, dar cu toții suntem slabi și supuși greșelilor, dar dacă vom face cu iubire și din iubire vom putea revărsa și peste cei suferinți iubirea lui Dumnezeu. Am fost creați după chipul Lui, cu libertate și în libertate. Noi suntem cei care alergem binele sau răul. Mulți colegi, prieteni, cunoscuți ne întreabă cum facem față provocărilor de zi cu zi. Cum ne găsim timp pentru familie, pentru biserică. Este adevărat, avem o familie mai numeroasă. Dar cu multă răbdare facem rost de timp și pentru noi și pentru copii. Uneori avem momente în care, ca orice membru al familiei, mai răbufnim, dar avem curajul și puterea să o luăm întotdeauna de la capăt și
Și faptul că încercăm să participăm altor de copii la liturghie ne mulțumește și ne încurajează să mergem pe acest drum cu multă încredere și speranță. Vă mulțumim! Că nu mai sunt persoane care să aducă mărturii, mărturii, vedeți, utile pentru noi, care completează aceste catehieze pe care le facem oficial și mulțumim tuturor celor care au curajul ca să ia cuvântul și să ne spună din experiența lor fapte concrete pe care le trăiesc. Le mulțumim și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participare. Vrem să încheiem cu psalmul de speranță care a fost propus pentru această cateheză. Nu știu, apare pe perete acolo și putem spune împreună, nu? Dacă ne uităm pe... Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășun verzi, mă conduce la îmi înviorează sufletul, mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața supritorilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Da, vă dau binecuvântarea îndată, dar vreau să închei cu o mulțumire sinceră pe care o aduc părintelui paroh și decan Sebastian, părinților vicari, pentru organizarea acestei cateheze și desfășurarea ei așa de frumos aici la Roman. Mulțumesc tuturor participanților, dumneavoastră, celor prezenți fizic în biserica aceasta așa de frumoasă, cu stilul ei baroc, dar de o frumusețe deosebită, Sfânta Tereza Pruncului Iisus din Roman. Dar mulțumesc și tuturor celor care au fost în comuniune cu noi prin Erces Media, preluată și de Maria TV. Le mulțumim celor de la Erces Media care fac această jertfă, acest efort, venind în parohiile pe care noi le-am stabilit pentru postul mare, ca să ținem catehezele în diferite locuri, tocmai pentru a arăta că suntem alături de toți credincioșii noștri și vrem ca împreună, așa cum am menționat în scrisoarea pastorală, să mergem împreună pe calea speranței. Speranța noastră creștină, că despre ea vorbim, este Domnul. Și repet ce am subliniat la psalm, la predica de astăzi, fericit este omul care își pune încrederea în Domnul. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc o seară frumoasă și să ne revedem la următoarea cateheză care va avea loc, dacă nu mă înșel, la Hălăucești. Domnul să fie cu voi, să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului.
să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Sfânta liturghie și cateheza s-au încheiat. Mergeți și trăiți în pace. Mulțumim și coriștilor noștri și încheiați pe o cântare, acum cât ieșim din biserică.